iaba de boala, că în spatele băiatului celui nou, se ascunde un hotel. Mutarea pe care o face Crisi Chevalier, cum bine a subliniat Ioana, face ca acest roman să fie un roman de sine stăcător și cititorul habar să nu aibă că este o reimaginare zilele noastre a lui Otelo. Și asta este un mare acum al lui Crisi Chevalier. Ea poate să te proiecteze în secolul XVI olandez, poate să te proiecteze în secolul XVIII.